Hramul orașului Rezina a început cu o liturghie oficiată în Biserica Acoperământul Maicii Domnului. Reprezentanții autorităților locale, colective de muncă și orășeni au depus flori la monumentele stela comemorativă Rezina Oraș și la piatra de temelie a orașului. Pe parcursul evenimentului, locuitorii orașului și oaspeții au vizitat iarmarocul Toamna de Aur, de unde au procurat cele mai calitative fructe și legume. Totodată au gustat din bucatele tradiționale moldovenești pregătite de gospodinele din satele Boșernița și Ciorna. Bucate deosebite, bucate tradiționale care pe cândva le făceau părinții noștri. Avem bucate de diferite, avem și cald, avem și rece. Plăcinta niciodată nu a dispărut de pe masa moldovanului, sarmanele tot așa, baba neagră, baba albă, pentru și baba frumoasă, da. Babele frumoase, suntem mai multe aici. Noi suntem formația Năstreanca, ne-am pregătit cu bucate pentru tradiționale, pentru orășeni, ca să servească și se simte ca la moldoveni primiți la o masă de sărbătoare. Am gătit o masă de bucate care se află găluște, pârjoale, răcituri, plăcinte, pește, bătute, tefteluț, vin gustos, alb, negru. Poftim, chemăm pe toată lumea care are plăcere să vii să o spăteze la masa noastră. Și-am zis verde de secător, mărgărule. Și-am zis verde de secător, mărgărule. Supărat mă de-ai de-a seară, dor, dor, dorule, mă. Bucatele și vinul prezentate la eveniment au fost apreciate de aleșii locali. Avem suportul foarte frumos, generos din partea formației Năstreanca de la Boșernița, care este alături de noi acum și ne au adus niște bucate foarte delicioase și iată reprezentanții de la Rezina Gaz, acum fac și degustările de rigoare.
și sper eu să avem o sărbătoare frumoasă și formația de la Ciorna, tot cu bucate tradiționale vetrii satului Ciorna și sper eu să avem o sărbătoare pe măsură și gustări pe măsură. Este o tradiție bună și vreau să, într-adevăr, să dau apreciere doamnelor de la Boșărneța care au ieșit astăzi cu bucate tradiționale ca să încânte inimile oamenilor care sunt astăzi prezenți aici în piață și sărbătoresc hramul orașului. Doamnele, cu multă iscusință, așa după cum cânt în ansamblul folcloric, exact așa, au pus mult suflet și în aceste bucate care astăzi le-au prezentat. Și cred că este un eveniment bun, este o tradiție bună care merită să fie apreciată de către cei care vor vizita și vor degusta bucatele tradiționale. În cadrul evenimentului, oamenii au admirat o serie de expoziții de pictură a elevilor Școlii de Arte Plastice din Rezina, dar și un târg al meșterilor populari. A ieșit cu niște lucrări din fibre vegetale. Iată, le vedeți aici pe masă, diferite sunt. Floricele, coșuleții, păpuși și deci vă doresc multă sănătate la toți care participă la această sărbătoare și mulți ani. Cu împletiturile este a noastră, noi ne liniștim și nervul după toată ziua de muncă, de toate spărările care le avem, mă rog, se întâmplă doar așa ca la pensie, cum putem și putem celele păseam. Împletituri, împletit fiețe de mese, fel de fel de, cum să le spun, este, și pernuțe cu, acum nu pot să-i spun cum, dar știu că ni s-o prinit. Mai am și acasă, dar nu le-am putut aduce toate. Și cum mă mândresc că la niște am ajuns și suntem întrebate și ne invită la așa ceva. Suntem cu exponate de la copii care frecventează biblioteca. Iată, și portrete și toate acestea sunt de la copiii bibliotecii. Vă rugăm servit toamna de aur și copturi și avem pe masă. Cu sărbătoarea! Vă sfii genii cu hramul orașului! Autoritățile locale au adresat mesaje de felicitare tuturor rezinenilor și oaspeților prezenți la eveniment. De hramul orașului Rezina pe scenă au evoluat interpreții Adriana Ochișanu, Adrian Ursu, Mihai Ciobanu, El Radu, formația Doredos și Natalia Gordienco.